Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte și semințe profesionale pentru legumicultură. Și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Danei. Dragii mei, astăzi sunt la Făcăieni, unde am să învăț și am să vă învăț cum să vă faceți un pitic pentru grădină. Să știți că nu este deloc greu, așa că vă refac cunoștință cu prietena emisiunii noastre, Roxana Aldulescu, care de fapt este o cultivatoare de castravete amare, așa te-am cunoscut eu. Bună ziua și bine l-am regăsit. Roxana, te-ai lăsat de castraveți? Nu, încă mă ocup și de castraveți, dar am decis să mă apuc să fac și pitici de grădină ca să mai ocup timpul, plus că îmi plac foarte mult. Plus că voi o să vă faceți o pensiune, da, cu o grădină mare undeva prin Mehedinți? Da, în județul Mehedinți, ca un proiect pentru viitor, intenționăm să facem o pensiune într-o localitate de acolo și cred că ar înfrumuseța foarte mult grădina. Roxana, nu e greu să faci un... îți trebuie doar puțină forță, da, nu? Absolut deloc. De ce avem nevoie? Sunt confecționat din Ipsos, peste care adăugăm apă și de o matriță specială pentru piticii de grădină. Matrița n-ai făcut-o, tu ai achiziționat-o, nu? Nu, a fost achiziționată, da. Am înțeles. Și deci amestecăm ipsosul cu apă și pe urmă îl turnăm în matriță. Da. Faci singură treaba asta? Nu, am ajutor din partea familiei. Da? Cine? Mama, soacră mă ajută de fiecare dată când am nevoie. Da? Păi să o chemăm. Cum o chemăm? Aurelia. Aurelia, te rog frumos, dă-ne o mână de ajutor, pentru că eu nu știu, iar Roxana singură nu poate să facă treaba asta. Cât trebuie amestecată soluția asta? Ca și consistență trebuie să fie ca o smântână, după care se toarnă foarte rapid, deoarece se îngroașă destul de repede. Se întărește, da? Da. Bun, atunci eu vă las aici să faceți amestecul, iar pe telespectatorii noștri o să invit să fie foarte atenți la sfaturile domnului Laurențiu Rânchiță. Ce sunt biostimulatorii? Biostimulatorii sunt produse pe bază de aminoacizi, materie organică, macro, microelemente, plus alge marine. Biostimulatorii sunt produsele de care plantele au nevoie, mai ales în condițiile ultimilor ani, când schimbările climatice au devenit bruște de la o zi la alta sau chiar în acea zi. Rolul biostimulatorilor este foarte important. Să vă dau câteva exemple. Avem biostimulatori de eliminarea stresului dat postplantare. Acest tip de biostimulator ajută plantele să treacă peste această fază într-o perioadă mult mai scurtă, în 2-3 zile. Alt biostimulator este de stimularea sistemului radicular. Un alt tip de biostimulator care îl recomandăm a fi folosit, dacă vorbim în speț de legume, este acela de stimularea dezvoltării florilor, a mugurilor florali și implicit a producției. Un alt biostimulator este acela care ne reduce stresul plantelor dat de amplitudinea mare de temperatură dintre zi și noapte. Alt tip de biostimulator este acela care rezolvă problema fitotoxicității. Fitotoxicități care pot apărea în următoarele condiții. Fie fermierul a greșit doza de aplicare a unui fungicid sau insecticid, fie mixurile, amestecurile de fungicide și insecticide nu sunt compatibile. În situația asta, imediat recomandăm aplicarea unui biostimulator pe bază de azot, aminoacizi, materie organică și
magneziu. Văd aici pe masa dumneavoastră fertilizanți. E o altă categorie de substanțe, corectează deficiențele de calciu, de magneziu, bor, fier. Toate aceste elemente sunt necesare în dezvoltarea plantei. Dar cum ne dăm seama că ele lipsesc în plantă? Aceste carențe sunt de două tipuri. Carențele care sunt simptomatice, adică noi le vedem, pot fi și confundate cu boli. Noi recomandăm aplicarea microelementelor pe faze de vegetație. În situația aceasta, venim cu fertilizări faziale, cu fertilizanți lichizi, în a căror compoziție să fie și aminoacizi, întrucât rolul aminoacizilor este acela de a crește coeficientul de utilizare în speță a calciului, da, în astfel de condiții. Dar un calciu în exces poate să îmblocheze și magneziul. Același lucru facem. Folosim fertilizanți pe bază de aminoacizi și magneziu, care să-mi asigure necesarul de magneziu plantelor, astfel încât plantele să nu sufere și să-mi ofere mie cantitatea de produs de sau recolta care să-mi asigure eficiența economică a fermei și carențele care nu se văd. Cum își dă seama cultivatorul care carență de unde se dacă observă vorbim cel la ardei, dacă vorbim la ardei, carența de calciu se poate observa printr-un fruct moale, deci nu un fruct tare, un fruct moale și în o carență extremă înseamnă o putrezire apicală a fructului, a vârfului. Dacă vorbim de tomate, este acea putrezire a fructelor de tomate în zona apicală, în zona opusă a zonei de prindere față de plantă, de codiță. Da. Dacă vorbim de pepeni, apare același fenomen în partea opusă de prindere a pepenului de vrej. În astfel de condiții, când a apărut deja simptomatologia, e un pic cam tardiv, treia să intervenim mai devreme. De asta recomand ca analizele în timpul perioadei de vegetație să se facă obligatoriu cel puțin pe 0,30 cm în vârful perioadei de producție. Ce rol are borul? Determină dezvoltarea grăunciorilor de polen alături de molibden, contribuie la diferențiarea mugurilor floral și, bineînțeles, legarea florilor. De exemplu, o carență puternică de bor, la sfecla de zahăr, determină putrezirea inimii sfeclei de zahăr. Da, este o boală fiziologică care nu se poate trata decât intervenind cu necesarul de bor. Ăsta e un exemplu concret. Dacă venim în speța noastră la culturile de legume, de ardei, borul, lipsa borului sau insuficiența lui determină o înflorire mai slabă, care automat duce la o producție mai mică. Care sunt bolile specifice plantei? Ardeiul are câteva boli destul de puternice și de agresive. În primul rând, fuzarioza, după care este ofilirea vasculară. Fuzarioza se manifestă la colet, la partea de jos a tulpinii. Dacă desfacem tulpina, se văd ca niște ațișoare, așa, galben spre brun. Atunci este clar faptul că avem fuzarioză și, bineînțeles, plantele se ofilesc, mai ales ziua după orele 13, când crește temperatura. Fuzarioza este determinată în special de nerespectarea rotației culturilor, nerespectarea solamentului. Dragii mei, eu nu m-am ferit de muncă, dar ați văzut, trei femei aici, nu aveam loc. Este deja gata, cam cât trebuie să stea? În jur de 24 de ore să rămână în formă, după care o să-l scoat. Cât mai stă el la uscat, vom afla cine este câștigătorul premiului de la editura Casa din Oradea. L-am invitat alături de mine pe primarul comunei Vlădești din Vâlcea, domnul Adrian Cosac. Pentru că noi filmăm aici un subiect pe care îl veți urmări săptămâna viitoare.
domnule primar, s-au făcut merele la Vlădești? Anul acesta din belșug. Din belșug. Știu că și dumneavoastră aveți o livadă, da, ceva o așa de hobby, sus, nu? Da, sigur că da. Deci, și vă ocupați și cu albinele, mi-ați spus? Deci e o îndelnicire de bază a locuitorilor din Vlădești, creșterea pomilor fructiferi. Domnule primar, vă rog să extrageți un pic. Deci trebuie să închid ochii sau cum? Cum vreți dumneavoastră. Da. Bun, deci să le amestecăm bine, în primul rând, da? Ia să vedem dacă avem un plic câștigător și dacă răspunsul, deci, este corect. Mai spuneți-ne câte ceva despre zona dumneavoastră. E frumos la Vlădești? Da. Avem o localitate foarte frumoasă, cu un relief deosebit. În primul rând, suntem așezați pe fundul unei văi, așa, cu dealuri de jur împrejur, coline pe care se plantează pom fructifer, se face agricultură. Nu e agricultură intensivă, o agricultură din asta de subzistență, să spunem, dar oamenii din Vlădești și își cultivă pământul. S-ar părea că ați avut o mână norocoasă pentru doamna Mirela Petcu din Brașov. Domnia sa a răspuns corect la întrebarea concursului nostru, așa că a câștigat cele 6 cărți nominalizate. Și o să vi le și spun. Trandafiri, îngrijire și tăiere, grădinărit în straturi înalte, specii de arbuși fructiferi în grădini și plantații comerciale, 12 luni în grădină, garduri vii cu săturile bunicii, decorațiuni cu motive populare. Doamna Mirela Petcu, sper să vă fie de folos aceste cărți. Domnule primar, vă mulțumesc, cu siguranță o să ne mai întâlnim, așa că vă spun doar un simplu la revedere și pe curând. Să rămână și vă mai invităm la noi și în primăvară putem să vă arătăm mai multe îndeleniciri ale locuitorilor din Vlădești. Piticul este gata. Desigur, nu cel pe care l-am turnat astăzi, ci Roxana ne-a făcut surpriza de a ne pregăti unul de ieri. Pentru că, după cum v-a spus, trebuie să stea la întărit 24 de ore. Acum ce mai facem? Acum trebuie colorat. Așa cum ne trece prin cap, nu? Da, fiecare cum dorește, să-și lasă imaginația. Vopseluri luăm? Folosesc vopsea de piatră, după ce se usucă o să-i aplicăm un strat de lac. Am înțeles. Deci eu zic să-i facem căciula albastră, da? Da, și făinuța o să-i facem galbenă. Vedeți, acum încep și eu treaba, am să colorez și eu ceva cu Roxana aici, să văd dacă mă pricep. Iar cât facem noi acest lucru pe dumneavoastră, vă invit să-l urmăriți pe domnul Marius Roman, care vă va învăța cum să vă altoiți pomii din grădină. Este un subiect, să spunem așa, de actualitate, în sensul că suntem în plină campanie de altoiri, în ochi dorminți. Haideți să explicăm această altoire în ochi dorminți. În primul rând, trebuie să ne pregătim ramuri altoi. Aceste ramuri altoi se recoltează din pomi special întreținuți și îngrijiți, pomi sănătoși, liberi de viroze. Un alt lucru de care trebuie să ținem seama este ca ramurile altoi să fie bine maturate. Iar grosimea acestora, în mod normal, ar trebui să fie undeva în jur de 8-10 mm, să corespundă cu grosimea portaltoiului. Urmează defolierea lor. Efectiv, cu foarfeca de vie se suprimă frunzele, astfel încât să rămână din pețiol, din codița frunzei, să rămână pe ramura altoi circa 5 mm, 5-7 mm din pețiol, urmând ca aceste ramuri să se pună la păstrat și la hidratat pentru cel puțin o noapte, înainte cu 2 săptămâni de a începe procesul de altoire, se face o irigare foarte, foarte intensă. În principiu se fac altoirile dimineața, foarte dimineață, începând cu ora 5:30-6, atunci când se luminează. Este foarte important acest aspect, să nu altoim în perioade
extrem de călduroase, pentru că se oxidează extrem de repede la temperaturi ridicate și de aici, prin oxidarea acelor ochi, avem probleme cu prinderea. Efectiv, când se scoate ochiul altoi, de pe ramura altoi, să o facem cu rapiditate, să o facem dintr-o singură tăiere, suprafața secționată să fie plană și după aceea introducerea ochiului să se facă cât mai repede, cât mai rapid, pentru a evita acea oxidare de care am amintit un pic mai înainte a ochiului altoi. Altoirea se face cu un briceac de altoit care se folosește în pomicultură și care este foarte, foarte bine ascuțit. Această altoire se face într-o echipă de 3 persoane. Prima persoană este toaletistul, care vine și pregătește portaltoiul înainte, efectiv suprimă lăstarii din zona coletului la 3-4 cm deasupra solului. Ulterior vine altoitorul, care efectiv cu acest briceac de altoi de care am discutat, face o secțiune în forma literei T, detașează scoarța pomului stânga-dreapta, scoate ochiul altoi de pe ramura altoi dintr-o singură tăietură, astfel încât să fie plan cât mai repede și nu se atinge cu degetul secțiunea care rămâne în urma desprinderii de pe ramura altoi. Foarte rapid introduce acel ochi altoi în acel locaș și după aceea, a treia persoană, care este la fel de importantă, este legătorul, care vine în spatele altoitorului și care folosește o bandă de altoi foarte elastică, astfel încât să strângă foarte bine și foarte repede. Imediat după ce se încheie procesul de altoire, se pornește din nou irigat, iar după circa 7-8 zile, maxim 10 zile, se poate controla prinderea. La dumneavoastră văd ceva în plus, nu aveți o singură bandă, aveți două benzi, înseamnă că ați făcut două legături. Da, într-adevăr ați sesizat foarte bine. În general, marea majoritate a pepinieriștilor folosesc un singur ochi altoi la altoirea fiecărui portaltoi. Acest lucru îl practicăm și noi, dar la portaltoiul Gizela 5 și Gizela 6, pentru că aceștia sunt extrem de scumpe, adică prețul acestora este circa 2 euro sau chiar peste 2 euro, pentru a ne asigura că procentul de prindere îl ducem spre 100%, folosim o dublă altoire, adică efectiv îi altoim cu 2 ochi, iar în unul saltoiește un pic mai jos și unul un pic mai sus, la câțiva centimetri deasupra celuilalt. Iar în primăvară, când facem tăierea la cep, adică desfacerea benzilor și suprimarea deasupra ochiului altoi, după pornirea ochiului altoi în vegetație, alegem unul dintre ei care are o poziție mai bună și care se prezintă și o dezvoltare mai energică, iar celălalt se suprimă. Dragii mei, să vopsești nu este tocmai ușor, este destul de migăloasă treaba, mai ales la piticul ăsta care are foarte multe detalii, așa că ne va mai lua ceva timp, nici nu știm dacă o să-l terminăm astăzi pe tot. Așa că vă mai invit să fiți atenți la Bianca Ștefănoiu. Ea vă va vorbi despre Leandru din grădină. Să vedeți cum trebuie să aveți grijă de el. Hai să-i dăm bătaie. Un lucru pe care mi-l amintesc cu drag era parfumul leandrului. Mai miroase leandru în ziua de astăzi? Miroase în special exemplarele care s-au păstrat din genetica veche, florile pe care le știm pe la țară, păstrează parfumul. Din păcate, în ultimul timp, datorită proceselor de ameliorare genetică și obținerea altor culori, florile nu mai au parfum. Am tot studiat exemplarele care au venit din străinătate, am tot căutat parfumul de altă dată și nu l-am mai găsit, așa că ne întoarcem un pic către speciile care au fost, varietățile care sunt în România în acest moment, și dacă putem să le mulțim pe acelea, să le readucem în prim plan. Dumneavoastră aveți foarte multe parfumate. Am păstrat de la mama soacră niște exemplare și le-am tot înmulțit. Ulterior am mai găsit și varietăți de culoare galbenă, cu floarea bătută și parfumată. Există un fond genetic și ar trebui să mergem pe direcția aceasta.
Și vedem că are și niște culori impresionante, un roșu intens, un alb curat. Sunt foarte multe culori, planta este ușor de înmulțit și amelioratorii obțin prin semințe varietăți din ce în ce mai interesante, chiar și cu frunză variegată. Cel mai ușor mod de înmulțire este cel cu butașul tăiat în sticla de apă, dar bineînțeles că poate fi butășit direct într-un substrat ușor de turbă cu perlit sau pământ din grădină. Ideea este ca butașul respectiv să fie aprovizionat cu apă, să-i se reducă frunzișul până la nivelul ultimului rând de frunze și acelea dacă se poate reduce la jumătate pentru împiedicarea evapotranspirației butașului. Haideți să vorbim puțin despre îngrijire. După ce l-am plantat, s-a prins butașul, a făcut rădăcini, ce fel de îngrijire trebuie să-i asigurăm? Îngrijirea leandrului pornește de la asigurarea unui substrat ușor, de la udări frecvente. Avem nevoie pentru o înflorire abundentă de aprovizionare cu substanțe minerale. Venind din zonele mediteraneene, este o plantă care rezistă în soare intens, dar iubește foarte mult umiditatea atmosferică. Asta nu înseamnă că vom stropi planta, ci pe lângă plantă vom stropi asfaltul sau balcoanele ca să creăm o umiditate atmosferică favorabilă plantei. Pentru că ați amintit de umiditate, noi suntem într-o perioadă cu foarte multe ploi. Ploi care afectează foarte mult anul ăsta. Mi-aș dori să vă prezint niște leandri extrem de frumoși, dar indiferent de efortul pe care eu l-am făcut și de altfel și ceilalți iubitori, înflorirea în perioada, în perioadele ploioase și mai reci este foarte deficitară. Chiar și petalele imediat se strică. Iar peste iarnă ce facem cu el? Îl protejăm într-un loc însorit, undeva unde temperaturile să fie destul de scăzute, 2-8 grade. Nu vom urmări nici să coborâm această temperatură, deși temperaturi sub 0 grade pe perioade scurte nu afectează partea lemnoasă și deci planta va supraviețui. Temperaturile, în schimb, cele ridicate peste 15 grade determină degarnisirea. Practic, frunzele plantei cad și înflorirea este compromisă. Și în primăvară, când îl scoatem, trebuie să-l tundem, să-l toaletăm? Tunderile au loc la un interval de câțiva ani. Se fac în special pentru stimularea lăstăririi, pentru că planta se tot înalță, rezultă niște lăstari golași care sunt inestetici. Vom face aceste tunderi mai severe în ideea de a stimula apariția de noi lăstari și de îmbogățirea tufei. Un fertilizant îi trebuie? Sunt în comerț foarte multe preparate care se diluează foarte ușor de către toată lumea. Sunt îngrășăminte pentru plante cu flori pe care le putem folosi după recomandările de pe recipienții respectivi. Cu bolile și dăunătorii cum stă? Dacă stă la cald, repet, peste 15 grade în încăperi, aceste temperaturi ridicate determină apariția păduchilor țestoși, a căror excremente dulci de pe suprafața plantei determină apariția fumanginei, o ciupercă care va termina într-un final planta. Dacă ar fi acum să alegeți o culoare dintre cele pe care le aveți, care vă place cel mai mult? Ca toată lumea aș alege roșu, dar sunt și alte culori, tipul piersic. Albul este foarte frumos și exemplarele albe sunt cele care înfloresc și cel mai abundent. Bineînțeles, aș căuta să miroase în primul rând. E mult de muncă la un pitic. Nu se termină așa în doar 25 de minute. Așa că rămâne să-l vopsească Roxana zilele următoare. Iar când va fi gata, ne va anunța, ne va trimite o fotografie și o să-l dăruim la un concurs, nu? La grădina Danei. Sau de sărbători, poate e gata până în decembrie. Cu siguranță. Roxana, după ce l-am vopsit, ce-i mai facem? Trebuie dat cu un strat de lac pentru a rezista cât mai bine vopseau. Mulțumesc, Roxana, mă bazez pe tine să-l termin. Mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi și te mai aștept și altă dată. Și noi vă mai așteptăm pe la noi.
Dragilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În Grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte și semințe profesionale pentru legumicultură, și revista Ferma, cartea de vizită a fermierului.